Domnul domnul Lazarus neafiliat. Doamnă președinte, mulțumesc. Domnule comisar desemnat, două întrebări. Unu, cum credeți că o țară ca România, care nu are niciun fel de infrastructură, pentru că am avut un președinte care a spus de-a lungul timpului că România nu are nevoie de autostrăzi, motiv pentru care am rămas fără autostrăzi și iată că nici astăzi nu avem una sau nu are infrastructură de cale ferată rapidă, ar putea să se integreze în cele două coridoare pe care le-ați menționat și doi, practic am observat că în această comisie nu prea se discută despre turism. Poate știați sau poate nu știați că, de pildă, unele agenții de turism care în acest moment se află în Ucraina, Moldova și Turcia, unele dintre ele chiar rusești, au pus în pericol de faliment agențiile de turism din România. Dacă puteți să-mi yeah. răspundeți. You... Nu am înțeles ultima parte foarte bine pentru că nu mergea microfonul. Scuze. Dar o să încep cu turismul și vă voi spune că eu consider că turismul este la fel de important ca și transporturile. Și vorbim despre transport și turism, ele sunt strâns legate între ele. Deci vom discuta în acești cinci ani despre turism și încă mult, pentru că sunt multe de făcut pentru a ne asigura că avem turism durabil, rezilient și modern. În legătură cu importanța TNT în România. Vă voi spune că, așa cum știți, predecesorul meu a creat un grup operativ, un task force, care să supravegheze, să urmărească problemele de infrastructură din România, în special pe cele finanțate din mecanismul finanțării Europei deci de Uniunea Europeană. Deci pot să vă spun că acest grup operativ pentru România va continua să existe. Intenționez să-l păstrez pentru că înțeleg că a fost foarte util autorităților din România și vom face presiuni ca să se implementeze la timp ceea ce trebuie implementat. O să oferim orientări, vom oferi asistență tehnică României, ori de câte ori va fi nevoie, și un instrument asemănător ar putea fi folosit eventual și în alte state membre, pentru că modelul acesta al task force-ului a fost foarte util pentru România. Deci vă rog să, să fiți liniștit, să știți că sunt alături de dumneavoastră. Știm clar că bugetul Uniunii nu e suficient, va fi nevoie și de banca de investiții, dar vă asigur că știm că România are nevoie de sprijinul nostru.